Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Naturală, după ce o mestecăm bine bine, putem să o înghițim pentru că este făcută Bunia. tot de albinuțe, este cioară naturală și nu ne deranjează la stomac. Dimpotrivă, face chiar foarte bine. Însă dacă cineva nu poate să o înghită, după ce nu mai are gust și rămâne uscat în gură, se poate să o arunce. Ai Super. înghițit-o. Super bun. Ia uite așa, ramă frumoasă. Ne apucăm să tăiem faguri. Hai, mamă. Toată rama căpăcită. Trebuie să facem niște faguri. Și vreau să vă arăt cum se taie fagurii și cum ajung la dumneavoastră în caserolă, pentru că albinuța îi face pe ramă, clădește fiecare ramă, apoi o umple cu miere și este foarte, foarte important pentru o miere de calitate să lăsați să căpăcească albina tot fagurele sau cât mai mult din el. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Pentru că rama este foarte, foarte grea, se pun niște sârme pentru a susține greutatea și a nu se rupe ceara. Acum mama îndepărtează sârmele și apoi va tăia fagurii și vom face câteva borcane cu miere. Câtă metafor și că nu se uită nimeni zba, m-am băgat de horă, ai noroc la toată lumea. Pace și respect și lăsați-mă să cânt sentimentele din piept. Prețul e corect, marfa e de calitate, de 5 ori mai reală decât ce vedeți în state. Ia și cumpără de aici, cât cuprinde că e caldă, nu te duce să faci baie unde fraierii se scaldă. Da, rama este plină cu miere și este foarte grea. Și atunci dacă n-ar fi aceste sârmulițe, s-ar rupe și ar pica albinuțe și ar omorâ albinuțele. Mai ales că sunt situații când trebuie să transportăm stupii plini cu miere. Și o temperatură și mare în stop, de 30 și da. Ceva de grade, nu? Exact. Acum să vedem, vom face faguri în borcan. Să vedem cam cât trebuie să facem de mare bucata. Aici este puțin propolis, dar s-ar putea să nu știe despre ce e vorba și mai bine îndepărtez. Cum punem bucata de fagure în borcan, peste care vom pune miere de salcă. Eu fac asta de plăcere și pentru fan, pentru inimă când cere și pentru bani. Sunt an grei de muncă în spate și fără profit, ca să ajung să am acum de toate la degetul mic. Dacă n-ai ieșit din prima, am mai băgat o frisă și am venit cu rima super fină, simplă, interzisă, hiperfină și deschisă, libertină și precisă. M-am decis și am zis să scriu odată pe oră cât o metafor și că nu se uită nimeni zba, m-am băgat de horă. Ai noroc la toată lumea, pace și respect și lăsați-mă să gând sentimentele din piept. Prețul e corect, marfa e de calitate, de 5 ori mai reală decât ce vedeți în state. Ia și cumpără de aici, cât cuprinde că e caldă, nu te duce să faci baie unde fraierii se scaldă. Oh, ce zici, bra? Uite bine, bra, am mai combinat ceva, da, sigur. Sunt cam lați ăștia. Da, dar nu are rost să-l mai stric și o să mă chinui un pic. O să curăț borcanul ca să fie mai mult. Asta parcă era mai îngust. A fost, păi, o parte a fost mai îngustă, o parte a fost mai lată. Pentru că ne-a mai rămas o bucată, vom pune punem mierea. Mai două închid. Caserole, punem și mierea. Să punem două caserole și bucata care a rămas. Să organizăm bine la locul de muncă. Ia uitați și caserole frumoase vor ieși. Aici avem una și aici cealaltă. Un pic mare, da. O să mai tai puțin din ea, că nu încape.
Și nu are rost să ne complicăm. Dacă vrei, ia și mănâncă-l, că e foarte sănătos. Și așa, ai spus că n-ai mâncat nimic. De-abia aștept. Ia, ia-mi asta. Ia telefonul. Nu pot că-s murdară. Uitați fagurele. Este foarte, foarte bun pentru gât, pentru răceală. Mai spune și tu pentru ce e bun. Este foarte bun și pentru faringite, laringite, pentru stomac. Ceara aceea este o ceară naturală. După ce o amestecăm bine, bine, putem să o înghițim pentru că este făcută tot de albinuțe. Este ceară naturală și nu ne deranjează la stomac. Dimpotrivă, face chiar foarte bine. Însă dacă cineva nu poate să o înghită, după ce nu mai are gust și rămâne uscat în gură, se poate să o arunce. Super. Ai înghițit-o. Super bun. O sticlă de miere de salcâm, ca să umplem borcanele cu miere. Trebuie să folosim miere de salcâm pentru că este transparentă și nici nu cristalizează. Și atunci vom avea un borcan și foarte frumos și foarte sănătos. Punem până se umple borcanul. Mierea, observați, este foarte gustoasă. S-a umplut. Trecem la următor. Și tot așa, până terminăm, punem capacul și asta este toată procedura. Aceste borcane vor ajunge la Călimănești și vor avea prețul de 40 de lei. Bucata. Iată și al doilea. Trecem la următorul. Vom pune capacele, vom spăla borcanele și operațiunea este gata. Mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai